În urmă cu 74 de ani, 12 state puneau bazele Alianței Atlanticului de Nord, iar obiectivul principal era crearea unui sistem comun de apărare împotriva oricăror atacuri venite din exterior. Numărul membrilor a crescut pe parcursul anilor până la 31. La începutul lunii aprilie anul acesta, Finlanda a devenit parte a Alianței. We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. It will be a good day for Finland's security, for Nordic security and for NATO as a whole. Summitul de la Vilnius este primul la care participă și statul scandinav. Extinderea NATO și summitul de la Vilnius vin în contextul în care alianța trece prin cea mai mare transformare strategică de la încheierea războiului rece. Conflictul din Ucraina a impulsionat NATO să-și reseteze doctrina și planurile de acțiune și să ia măsuri și decizii fără precedent. Pentru prima dată în istoria sa, Alianța Atlanticului de Nord a activat Forța de Reacție Rapidă în 2022. Structura, formată din trupe și mijloace pregătite să fie detașate rapid, a fost creată ca urmare a amenințărilor venite din partea Rusiei și a anexării ilegale a peninsulei Crimeea în 2014. Totul a culminat cu decizia Federației de a ataca militar Ucraina. A fost prima dată, după cel de-al doilea război mondial, când un stat suveran a invadat alt stat suveran din Europa. După summitul NATO de la Madrid din 2022, Rusia este considerată stat inamic, iar China cea mai mare amenințare. Dacă după căderea cortinei de fier, cele mai importante operațiuni ale alianței s-au desfășurat în țări îndepărtate, precum Irak sau Afganistan, acum flancul estic din Europa este prioritatea zero. Deciziile privind întărirea acestei zone au implicații directe și asupra României. Țara noastră este membra Alianței din 2 aprilie 2004. Atunci, drapelul României a fost arborat la cartierul general al NATO din Bruxelles. Romania, la România! După aderarea la NATO, România a participat la numeroase misiuni în alte țări pentru a-și arăta angajamentul față de alianță. În acest moment, aproape 300 de militari români sunt în misiuni în Polonia, Lituania și în Kosovo. NATO a devenit, la rândul său, principalul garant al securității pentru țara noastră. În 2008, la București, a avut loc cel mai mare summit al Alianței, cu peste 6500 de participanți, singurul summit aliat la care a fost prezent și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. 3 ani mai târziu, România semna un acord cu Statele Unite privind amplasarea scutului antirachetă de la Develu, devenit operațional în 2016. Missile defense is for defense. It is defensive. They are designed instead to tackle the potential threat posed by short and medium range attacks from outside the Euro-Atlantic area. După anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014 la summitul din Țara Galilor, reflectoarele s-au pus pe flancul estic format din Polonia, țările Baltice, România și Bulgaria. În 2014, aliații și-au luat angajamentul să aloce cel puțin 2% din PIB anual pentru bugetul apărării. România face asta din 2017, iar din 2022 procentul a crescut la 2,5% din PIB. Regiunea Mării Negre a devenit o prioritate. Tot în 2014 a fost aprobat și un plan de acțiune rapidă care prevedea, în cazul României, înființarea unei unități NATO de integrare a forțelor și a unui comandament multinațional de divizie sud-est. 3 ani mai târziu, România a găzduit exercițiul Cyber Guardian, la care au participat peste 25.000 de militari cu 3.000 de mijloace tehnice. Planul de acțiune din 2014 prevedea mărirea numărului forțelor de reacție NATO la 40.000. În prezent, Alianța vrea să crească acest număr la 300.000. Vreau ca românii și cei de acasă știe că suntem într-adevăr protejați de NATO împotriva oricărui risc de natură securitară pe care un adversar, o geografie, o situație ni l-ar putea pune în față. Odată cu începerea războiului din Ucraina, NATO a trimis trupe, echipamente și aeronave suplimentare pe flancul estic pentru a-l întări. Pe lângă cele 4 grupuri de luptă înființate în 2017 în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, au fost create alte 4 în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia.
În țara noastră, cei peste 1000 de militari care fac parte din grupul de luptă sunt cantonați la Cincu, iar majoritatea sunt franciți. În acest moment, peste 5000 de militari străini sunt detașați în România, dintre care peste 2000 sunt americani dislocați la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu.